prima parte a zilei, Mariana Spinei este profesoară de chimie la gimnaziul din Peticeni, dar salariul de profesoară nu i-ar ajunge să își acopere cheltuielile. Așa că după ce termină lecțiile, Mariana merge la celălalt loc de muncă, stâna familiei de la marginea satului, Teleneuți. Voi am avut permanent, numai că în număr diferit. Chiar de la căsătorie, părinții ne-au dăruit o oaie ori două, nu mai țin minte pe atunci, și de acum, de la cele două oi, am început încet, încet să le mulțim. Ce ușor! Frumos, e bună lui țernă, așa-i? Cerna e bună, și așa-ți mâncați încolo, ia! Dar fiind departe de sat, stâna de 150 de oi nu era conectată la rețeaua electrică. Din păcate, absența luminii a adus multe pagube. Iată, mai ales acum vine perioada fătatului. Este o perioadă când o lună de zile trebuie să stai numai printre animale. Sunt oi care pot să aducă pe lume meluții foarte ușor, dar sunt oi care au nevoie de ajutor. Și atunci, dacă nu ai lumină, te duci cu lanterna, lanterna cade, pierzi momentul care trebuie să ajuți oaia și atunci poate fi că poți să pierzi și oaia și mielul. Vânzând brânză și carne de miel, în special la Paști, familia Spinei a reușit să își mărească veniturile, astfel încât să nu mai fie nevoită să plece peste hotare. Dar fiind la serviciu o mare parte din zi, aceasta a avut nevoie de ajutor la stână. Aici este nevoie de persoană permanent și trebuia încăpere și pentru persoana respectivă. E clar că nimeni nu o să vină să trăiască dacă nu are condiții, dar una dintre condiții este lumina. După ani în care au folosit lanterna sau lumânarea, în 2020 lumina s-a aprins la stâna familiei Spinei datorită energiei solare. La magazin am văzut niște panouri foarte micuți, acolo cu un bec. Ne-a aranjat și acela, l-am cumpărat și îl puneam în încăperea unde erau oile, unul puneam în încăperea unde era lucrătorul care ne ajuta. Un panou mic era 6-700 de lei. Anul trecut, printr-o investiție proprie de 1000 de lei și cu ajutorul unui grant de 4000 de dolari din partea Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Ambasada Suediei, familia Spinei și-a instalat un sistem fotovoltaic mai mare. Cu aceștia 3 kW reușim să avem lumină în toată casa, putem să conectăm pompa ca să aducă apa pentru animale în casă. Poate să lucreze mașina de spălat. Dacă deconectăm pompa și nu folosim mașina de spălat, putem să folosim aparatul de mulț. De asemenea, panourile fotovoltaice le permit ciobanilor să își încarce telefoanele mobile și să se relaxeze seara în fața televizorului. Odată cu creșterea prețurilor pentru energie electrică, panourile fotovoltaice pot fi o soluție viabilă și pentru casele care sunt conectate la rețea. Dacă îți poți permite să investești și în baterii solare, vei avea acces la energie și în zilele înnorate. Niciodată n-am crezut că atât de repede o să am lumină la stână. Niciodată n-am crezut. Dar iată, este.